Timpuri, romanii căutau aici aur în dealul de deasupra satului, tăindu-l în săpătură deschisă. Astăzi, moțul, întrebințând dinamita, poate scurma direct în filoane, în tunel orizontal, din care scoate cuarțul aurifer. Adevărata forța minii o formează lacul. Acesta e inima întregului sistem circulator al întreprinderii. Fără apă nu e aur. Apa aceasta, cu grijă îndreptată în jgheaburi de lemn, mână roțile cele mari și sutele de roți mai mici care poartă șteampurile, instrumente primitive și puternice, armate cu măsele uriașe de cremene care scrâșnesc zi și noapte, zdrobind, mestecând și măcinând cuarțul și alegând firele de aur. Ca și alți oameni care au avut nebunia acestei goane după metalul galben strălucitor ca soarele și, ca și soarele, binefăcător și primejdios, băieșii și moți au o mentalitate de jucător. Aplecați pe șaitrocul lor, își petrec vremea să fileze ca pe niște cărți de poker firișoarele scânteitoare din nămolul pe care îl lucrează, nădăjduind într-una să găsească o parte din bogăția râvnită.